Din momentul în care s-a aflat despre acest caz șocant, minor a fost internată la un centru de tip familial și a beneficiat de consiliere pentru a depăși acest moment. Purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Romina Dochian, a declarat că bărbatul a fost reținut după ce a venit rezultatul testului ADN. Fetița a fost internată într-un centru de tip familial din municipiul Motru. De ce mai bine de 6 luni un violator a stat în libertate? Întrucât în acel moment materialul probator existent nu era suficient pentru a fi dispusă o măsură împotriva sa, așteptându-se o analiză ADN de la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici. Bărbatul a recunoscut că a fost reținut pentru viol. Dar ce ați făcut? Nimic. Și atunci de ce sunteți la poliție? Pentru ce v-au reținut? Pentru viol. De cine ați violat? Vecinii bărbatului sunt îngroziți de ce a putut să facă acesta. Și a violat fetița? Nu știu, n-am auzit. Dar cum vi se pare treaba asta, vecinii aici, dumneavoastră? E un lucru foarte ieșit din comun. De vecinul dumneavoastră? Nu e drăcit. 6 luni lângă un violator. N-a făcut bine, ce să fac? Vă așteptați la astfel de fapte? Nu. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat tribunalului Gorj cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile.